Consiliul Local Deva a aprobat în ședința de săptămâna trecută forma finală a noilor criterii prin care se stabilește ordinea de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor ANL. Una dintre noutăți vizează vârsta solicitanților până la care aceștia pot primi repartiție pentru o locuință ANL. Potrivit noilor reglementări, vârsta maximă este de 40 de ani, adică în cel mult 60 de luni de la împlinirea a 35 de ani. Excepție fac profesorii și medicii care pot închiria locuințe ANL indiferent de vârstă. A doua modificare prevede ca solicitanții de locuințe ANL să își desfășoare activitatea pe raza municipiului Deva, care cuprinde, pe lângă localitatea de reședință, și satele aparținătoare, sunt Uhalm, Cristur, Archia și Bârcea Mică.